Salutare, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, de 1 ianuarie, vom face o scurtă doză de amuzament, iar probabil mâine voi face încă o doză de amuzament și mai grozavă, și mai lungă, și mai super despre rutina mea zilnică. O doză de amuzament, ok? Deocamdată mai fac azi doză de amuzament. Ce am făcut eu? Deci am făcut ceva extraordinar. Și, mă rog, nu vreau să zic că e extraordinar de aiurea. Adică am amestecat o gumă de mestecat. După aia am luat-o în mână, m-am jucat cu ea și uitați ce am pățit. Aoleu, aoleu, cum s-a făcut aici, uitați și voi. Wow. Aoleu. Deci, nu reușesc să desprind de mine chestia asta, cum... Hai de capul meu. Nu știu cum să o mai desfac. E greu de tot. Hai frate, oriunde aș dezlipi-o, ea se lipește. Hai de capul meu, nu știu când o să mai scot. Aoleu! Ce, Doamne? O, nu, asta chiar e aiurea acum. Și mi-am făcut și eu la deget. Mi-am făcut inel de gumă de mestecat la deget. Așa cu găurele, cu design. Mi l-am rupt. Fac altul nou. Nu, dar eu încerc să deslipesc guma asta, frate. Nu mai reușesc și nu știu când voi reuși. A, frate, nu. Nu, eu opresc acum vlogul acesta. Pentru că va ieși prea lung dacă îl filmez până reușesc eu să o deslipesc. Eu sper să reușesc să o deslipesc în ora asta, deoarece deja mă chinui de ceva timp să o scot. M-am gândit și să filmez. Hai frate, dar nu... Ce lipicioasă e. Trebuie să... Uitați, s-o lipi toată. Trebuie să o adun toată într-un loc și după aia să văd eu cum o scot fără să se lipească. Hai de capul nostru, nu, deci eu opresc, ne vedem probabil mâine la doza de amuzament. Eu nu promit nimic, nu cred, nu sunt sigur că va fi mâine, că voi posta mâine doza de amuzament, dar mâine mă voi apuca de filmat, de editat și sper și să o postez, așa că nu vă faceți griji, dacă nu o postez mâine, o postez poi mâine, cel târziu, dar nici asta nu promit. Nu, dar apoi mâine chiar n-are cum să fie mai târziu de atât. Deci, cred că mâine o să postez altă doză de amuzament. Până data viitoare, sper să mi se deslipească odată asta, că eu deja nu mai suport, începe să devină enervant și... Hai frate, da. Ok, la revedere! Da, mă și chinui un pic să opresc, să pornesc camera cu mâinile astea lipicioase. La revedere!